caută-l pe cerșetor. Viața omului lume e un fuciu, trudă multă, e croită parca lume să nu fie întreruptă. Dar o boală, o problemă, studii, vacanțe, concedii, fiecare au o temă ce necesită remedii. În voiajul meu prin țară, pe concediu oferit, mă uitam pe geam afară la ce domn a florit. Vedeam câmpii minunate cu multicolore flori, copaci cu frunze late, ierburi verzi, multe splendori. Am ajuns să văd și munții, dealuri, podișuri, vâlcele. Am văzut trecând recruții, mașini multe, trenuri grele. Nu vor putea fi descrise niciodată ce am văzut. Rămânea dar ca vise despre care n-am crezut. Și așa, privind într-una, am devenit obosit. Mi-am fixat haina cu mâna și în curând am adormit. Începui să am și vise despre tot ce-am admirat, când ușa mi se deschide și a apărut un bărbat. Fie-vă milă de mine, Domnul vă va răsplăti, zise el printre suspine, și vocea i se opri. Ceilalți de lângă mine, ce călătoreau în tren, se priveau cu suspiciune și își făceau câte un semn. Sunt bolnav, nenorocit, familie numeroasă, zise el cu glas firit și cu vocea tot mai joasă. Câteva mâini se întinse, oferind câțiva bănuți, spre ființa ce venise să cerșească pe la mulți. Eu n-am întins a mea mână, deși omul aștepta. Chiar de vrea să rămână, tot nimic nu căpăta. Căci din prima mea privire, eu nu l-am văzut bolnav, nici având o altă fire sau ceva destul de grav. Arăta îmbrăcat bine și chiar voinic arăta. Și eu mă cunosc pe mine, nu mă bat greșela. Nu dau banii la oricine, poate e vețiv, e volan. Dacă vrea să-i meargă bine, să învețe ce înseamnă bani. Așteptând cu mâna întinsă și văzând că nu-l servesc, cu o voce parcă stinsă, zise el, vă mulțumesc. El plecă să mai cerșească, eu căutai din nou să adorm. Și sub privirea cerească mă cufundai iar în somn. Numai că, de astă dată, somnul meu fu tulburat de o ființă minunată ce-a venit și m-a întrebat. De ce am ia rugăminte, tu nu mi-ai îndeplinit? Nu ți-am cerut lucruri sfinte, ci ceva obișnuit. Un bănuț doar de la tine am dorit să am și eu. De mi-ai fi dat să știi bine, îl serviai pe Dumnezeu. Să nu dați nimic din silă, ci numai cum am zis eu. Tu, când de sărac ai milă, împrumuți pe Dumnezeu. Cum nu înțelegi tu a mea vrele, când ți-am spus-o clar și bine? Chiar de haina îți va cere, dă-i cămașa de pe tine. Celui ce-ți va cere, dă-i. Nu căuta la fața lui. Oamenii sunt buni sau răi, dar ce dai, dai Domnului. Dacă poți să faci un bine și nu-l faci, cred că știi. Să vârșești păcat în tine, cu efect în veșnicii. Nu ți-am spus eu de pe munte, milostiv, să fiți mereu, căci atunci pe a voastră frunte, eu voi pune semnul meu. Numai cum pahar cu apă te-l vei da cerului setos, vei primi a mea răsplată și în cer, și aici jos. Și acum hai, scoală, du-te caută pe cerșetor, fă-o asta cât mai iute să ai mândru viitor. M-am sculat în dragul mare și-am țărit pe coridor. Eram într-o altă stare, dornic de-a da ajutor. Și-am luat pe rând vagoane să întâlnesc pe omul meu, să plătesc cameretoane, să mă împac cu Dumnezeu. Dar el parcă dispăruse. Era ultimul vagon,
Necredința mi-a păruse de întâlnirea acelor. Dar la ultima ieșire, omul meu se pregătea îmbrăcat slab și subțire, jos din tren ca să se dea. Amice, strigau eu tare, stai puțin, vreau să-ți vorbesc și din dragostea mea mare vreau ceva să-ți dăruiesc. Speriat, rămase omul de surpriza neașteptată, dar eu mă gândeam la Domnul să-mi repare greșeala toată. Uite, haina mea de piele, ți-o dăruiesc cu plăcere, ia-o pentru vremuri grele, ia-o din mâinile mele. Uite, câteva sutare îți mai dau să ai de drum, să mai îndrepți a ta stare, ți-i dăruiesc chiar acum. Mirat, omul mă privește, ce-o fi gândit n-are rost, dar a spus că mulțumește din inimă pentru tot. Vai, ce fericire mare, mi-a cuprins ființa toată, i-am dat și o sărutare, ne-am strâns mâna la oaltă. I-am umbrat și fericire, l-am ajutat să coboare, în timp ce a mea simțire trepida de înviorare. Am rămas singur acum și-am strigat spre Dumnezeu. Doamne, ajută-mă într-una cum ești Tu să fiu și eu. Iată-mi gestul, necredința, șterge tot trecutul meu. Întărește-mă azi credința să fiu pe deplin al Tău. În orice împrejurare vreau să aplic cuvântul Tău. Oricât jertfa e de mare, fericit voi fi doar eu. Fă-mă să prețuiesc toate, așa cum m-ai învățat. Fă-mă să înțeleg că se poate când de tine s-a ajutat. Dragii mei, în orice vreme, nu uitați că Dumnezeu e gata să ne îndemne să aplicăm cuvântul Său. În orice împrejurare, când pe alții ne ajutăm, răsplata ne va fi mare, căci lui Dumnezeu îi dăm. Amin.